Ei bine, păstrăm spiritul celor sfinte și facem o excursie la înălțime, mai precis la mănăstirea Sfântului Iacob, Ioan Iacob, Corlățenii din Rarău, undeva la peste 1100 de metri, acolo unde vreau să gustăm dintr-un meniu de post preparat chiar de călugării de la această mănăstire. Priviți! Pe muntele Rarău, la peste 1100 de metri altitudine, pe un drum anevoios, se află mănăstirea Sfântul Ioan Iacob Corlățeni. Cea care ne-a îndrumat spre acest loc liniștit este cântăreața de muzică populară Elisa Hechelciuc, care vizitează deseori acest lăcaș de basm. Mi-am dorit foarte mult ca să veniți în Bucovina să vă prezint mănăstirea Sfântului Ioan Iacob Hozevitu Corlățeni. Este un loc binecuvântat de Dumnezeu, un loc liniștit și, după cum se vede, și un peisaj minunat. Da, este un peisaj aparte. Ne așteaptă cineva? Da, ne așteaptă părintele. Acum o să mergem împreună în mănăstire. Doamne ajută! Bine ați venit! Făcând abstracție un pic de afișul ăsta care este aici, eu vă poftesc un pic înăuntru ca să vă povestesc din istoricul mănăstirii. Vă rog, veniți după mine. Biserica asta care o vedeți e o biserică foarte modestă, din cauza că a fost făcută niște vremuri foarte grele pentru Biserica Ortodoxă Română pe timpul perioadei comuniste. Aș începe cu bătrânul Titor Constantin Corlățeanu, pe care îl vedeți aici în imagine. Pe timpul primului război mondial, deci acum mai bine de 100 de ani, dânsul, având un unic fiu, Ștefan, singurul său copil, plecat în război, era foarte mâhnit pentru că nu mai știa nimic despre dânsul. Ctitorul mănăstirii a povestit că după 40 de zile de post și rugăciune a auzit când era pe munte o voce care i-a spus că fiul său trăiește. A primit a doua zi scrisoare de la fiul care i-a transmis că a fost grav rănit, dar că va veni acasă. Chiar în locul în care a auzit vocea a ridicat o cruce de beton, apoi în câțiva ani a construit un schit. Cu toate că lăcașul a fost demolat în regimul comunist, după 30 de ani, crucea de beton a rămas neclintită. După câțiva ani, tot în acel loc, locuitorii satelor vecine au început să reconstruiască biserica în jurul crucii. Avem de făcut și mâncare pentru că noi aici muncim mult. Avem o obște de vreo 10 călugări care sunt pe afară și lucrează. Mergem în bucătărie să gătim. Simplă, de post, facem cu ulei pentru că sunteți și dumneavoastră prezenți și vrem să iasă mâncarea mai bună. Am pregătit focul să-l aprindem. La mănăstire, focul la plită se aprinde întotdeauna de la icoana Maicii Domnului, ca Maica Domnului să binecuvinteze mâncarea care se gătește în ziua respectivă. Așa. O să facem astăzi ciorbă de sfeclă, simplă, cu câțiva cartofi și un pilaf cu legume și cu urzici. Mâncare simplă de post. Eu recunosc că ciorbă de sfeclă n-am mâncat niciodată. Spuneți-mi dacă vă pot ajuta cu ceva. Deci, la mănăstiri, de obicei, numai călugării gătesc, mai ales călugării dau gustul la mâncare. Nu e nevoie, o să ne descurcăm pentru că nu am decât câteva legume de tocat și de dat pe răzătoare. O să vă dau binecuvântare la sfârșit să gustați mâncarea care o să o facem și să vă dați o părere. Am înțeles. Deci doar asist. Da. Practic, acum ce pregătim? Pentru orez, legumele pentru orez. Este ceapă, morcov, dovlecel și leacă de ardei punem. Asta ca și legume. Iar urzicele o să le punem la sfârșit împreună cu orezul. Dovlecelul dă un gust foarte bun, dulceag la orez. Nu vă jenați să... Eu știam că îl folosim doar la plăcintă. Da, numai că eu aici nu prea am timp să fac plăcinte și nici nu îi răsfăț așa de mult pe călugări. E bun și la orez. Chiar duminica, când dăm mâncare la toată lumea, fac pilaf cu legume și folosesc dovlecel. Ciorba pornim cu ingrediente simple, cu ceapă și morcov și cu leguminoase. Eu nu am acum proaspete, am pus zarzavat sărat. Asta este cum îl păstrăm noi pe iarnă, țelină, păstârnac, ardei, pătrunjel, amestecate toate și puse la sare. Iar la sfârșit o să adăugăm sfecla care deja este coaptă, am tocat-o de ieri, și asta se pune la sfârșit, pentru că altfel să fărâmă se prea mult. Pentru că avem timp suficient, cât fierb legumele să putem face și o prăjitură, o să facem un pandișpan de post, cu ananas, caiese, astea sunt caiese deshidratate, stafide și vișine, zahăr 500 de ml, deci făină 900 de grame,
zahăr 500 de mililitri. Tot aici măsurăm și uleiul, tot 500 de mililitri. O să pun un pic mai puțin, că am văzut că este cam grasă când este 500. Acum cuptorul s-a preîncălzit la 220 de grade și se poate băga prăjitura. Cât fierb toate pe plită, iar prăjitura crește semeață la cuptor, părintele Iachint ne spune că în mănăstire nu stă nimeni degeaba. Sunt treburi de făcut de dimineață până seara. Ei se îngrijesc să le facă pe toate și să aibă tot ce au nevoie pentru iernile geroase. Ca un program, fiecare dintre noi are rânduit de către părintele stareț ce să facă la chilie, cât să fie prezent la biserică, pentru că eu, de exemplu, ca și bucătar, eu nu pot merge decât la Sfânta Liturghie. Nu pot merge la slujbe de seară și nici la slujbe de noapte, de la două noapte. Merg numai la liturghie, asta ar însemna pe la 4:30 noapte. Iată, este gata masa. Da, vă invit pe toți, toată echipa, să veniți. Am gătit astăzi, în caz excepțional, pentru o echipă de televiziune. Vă rog, luați loc, chemați și pe colegii dumneavoastră. Haideți, domnul cameraman. Elisa, știți că în timp ce dumneavoastră ați gătit, eu am fost la bucătărie și am spălat vasele. Da, mai meritați pe... atunci o porție de mâncare. Vă rog, veniți și dumneavoastră. Haideți, băieți. Avem 4 farfurii. Da, faceți o cruce, masă binecuvântată. Vă rog, serviți. Doamne ajută. Eu sunt foarte bucuroasă, foarte curioasă să gust din această supă de sfeclă. Ciorbă de sfeclă. Oricum, cred că e minunată. Da, chiar este delicioasă. Așa este mâncarea la mănăstire, este cea mai delicioasă. Și trebuie să recunosc că mi-ați făcut o mare bucurie cu prăjitura de post. Am avut timp cât au fiert legumele, de obicei și la părinți le mai fac câte ceva când e dezlegare la ulei. Vă mulțumim că ne-ați gătit și că ne-ați primit astăzi la dumneavoastră. Da, domnule părinte.